Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cezar Filip, suntem la News Moldova, emisiunea Agenda Primarului și astăzi vă propunem un dialog cu un primar tânăr. Un primar, să spunem, din noua generație, că tot este un termen des folosit, primarul unei comunități rurale din Neamț. O comunitate care, în mod evident, are avantajele, să spunem, aturile ei, dar precum majoritatea comunităților de acest gen din România, are și foarte multe provocări la care trebuie să răspundă. În acest context încercăm să aflăm, printre altele, astăzi, dacă se poate face administrație publică eficientă într-o astfel de comunitate și care este rețeta acestei administrații publice care, prin eficiență, înțelegem noi că răspunde așteptărilor și rezolvă problemele cetățenilor. Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această emisiune și dați-mi voie să vă prezint invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre primarul comunei Farcașa, Neamț, domnul Dumitru Bogdan Țifui, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat dialogul cu noi. Bună ziua, vă salut și eu și pe dumneavoastră și toți ascultătorii noștri. Mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, înainte de a intra să discutăm despre proiecte, până la urmă acestea sunt cele mai importante pentru comunitate, fie că este ea una rurală sau urbană. Dar până să discutăm despre proiecte, rugămintea mea este să ne spuneți din experiența noastră politico-administrativă, să spun așa, deși sunteți tânăr și vă felicit pentru acest lucru că ați intrat în politică și administrație la această vârstă. Aveți totuși o experiență, spun eu, solidă în sensul că aveți un mandat de consilier local în spate, după care ați făcut pasul și ați candidat pentru primărie și ați avut succes. Felicitări și pentru asta. Sunt convins că ați intrat de multe ori în dialog cu membrii comunității, cu locuitorii din Farcașa și aș fi curios să aflu de la dumneavoastră ce v-au spus aceștia, adică ce așteaptă ei de la o administrație publică, care sunt principalele probleme care cred dânsii că le puteți dumneavoastră rezolva în calitate de primar. Cetățenii comunei Farcașa au niște așteptări foarte mari de la mine. În primul rând, noi ca și comunitate suntem în urmă în ceea ce privește dezvoltarea. Dintr-un total de 22 de kilometri de drumuri comunale, avem asfaltate în momentul de față doar un total de 4 kilometri. Avem sate din comună care nu sunt încă racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare comunală. Oamenii au niște așteptări foarte, foarte mari de la administrația locală. Aici, ca să putem să ne dezvoltăm, noi suntem o comunitate de gradul 2 și avem nevoie de sprijin necondiționat de la Consiliul Județean, respectiv Guvernul României. Din fondurile proprii, abia ne asigurăm cheltuielile de funcționare, ceea ce privește salariile, iluminatul public și alte întreținere drumuri comunale. În rest, pentru investiții din fonduri proprii, nu avem suficienți bani. Bun, ați pus degetul pe o rană a comunităților rurale din România și aș vrea să rămânem puțin aici să dezbatem. E un decalaj evident și foarte mare între ceea ce se întâmplă în aceste comunități din România. Încă mai discutăm în anul 2021, cum spuneți noastră, despre asfaltat străzi, despre canalizare, apă curentă, gaz metan, în vreme ce alte comunități, să le spunem similare din Europa, au rezolvat deja aceste probleme și vorbesc despre, nu știu, surse alternative de energie. Tocmai din acest motiv, prin fondurile europene nu se mai finanțează, nici prin PNRR, nici prin AFIR nu se mai finanțează investițiile în infrastructură, în drumuri comunale. Din ce am înțeles și din informațiile pe care le am, se va înființa un PNDL3 care va finanța doar alimentarea de apă și canal, respectiv drumuri comunale și gaz, rețele de gaz. Pentru noi, fiind o zonă de munte, legat de gaz este ceva mai delicat. Trebuie să facem o asociere, toate comunele din zonă, să mișcăm cumva roata. Dar în momentul de față, în sesiunile care o să urmeze pentru rețelele de gaz, noi suntem cu un pas în urmă, nu putem să accesăm în perioada imediat următoare până nu ne organizăm noi comunitățile de pe Valea Muntelui. A mai fost o încercare, din câte țin eu minte, nu știu dacă dumneavoastră, așa, în urmă cu mulți ani, o astfel de încercare s-a promis. Cred că s-a întrerupt, nu vă mai aud. Eu vă aud, domnule primar, și vă și văd. Ne mai auziți? E o problemă tehnică. Ne auziți, domnule primar?
Da, e o problemă tehnică la domnul primar, iată, e o problemă cu internetul. Sperăm să se rezolve cât mai repede. Dânsul ne spunea că în ceea ce privește gazul, și eu încercam să completez, trebuie să fie o asociere între comunitățile din zonă pentru un proiect extins care să vizeze toată zona. Au mai fost astfel de încercări, să le spunem, în trecut pe Valea Muntelui. Din păcate n-au fost încununate de succes. A fost făcută și o societate care ar fi trebuit să rezolve tocmai această problemă. Dar vă spuneam, nu s-a reușit acest lucru. Revenind, așa cum spunea și domnul primar al comunei Farcașa, deja Europa dă bani în noul exercițiu financiar pentru alt gen de investiții, investiții de mediu, în principal investiții pentru surse alternative de energie, investiții pentru competitivitate economică și mai puțin bani sau deloc pentru probleme cu care încă se confruntă comunitățile rurale din România. Și le repet, nu face plăcere, dar așa stau lucrurile. E vorba despre modernizarea drumurilor comunale, asfaltarea lor, despre faptul că ar trebui să fie majoritatea gospodăriilor racordate la apă curentă și canalizare. Însă, din păcate, acest lucru nu se întâmplă și spuneam, din păcate, nici fonduri de la Europa nu prea putem spera să obținem. Și atunci ar trebui să găsească guvernanții noștri soluții. Sperăm ca acest lucru să se întâmple. Și în momentul în care vor fi bani, de asemenea, comunitățile locale să aibă posibilitatea de a-i accesa și într-un final cât mai scurt, sper eu, într-o perioadă cât mai scurtă de timp, să nu mai vorbim despre astfel de probleme în comunitățile din România și din Neamț în mod special. De asemenea, o problemă, iată cum spunea și primarul comunei Farcașa, e legată de capacitatea de absorpție de fonduri proprii, să spunem, la buget. Sunt multe comune care au posibilități limitate, ceea ce încasează la buget permite doar întreținerea, eu știu, drumurilor și plata cheltuielilor pentru funcționarea unităților administrative. Nu mai sunt bani de la bugetul propriu și pentru a face acele investiții în comună pe care sunt convins că le așteaptă toți locuitorii și care investiții ar însemna un nivel de trai mai bun pentru aceștia. Sigur că există o preocupare și un interes pentru a dezvolta economic aceste comunități și dacă vorbim despre Neamț, principala așteptare și principala speranță e legată de turismul din aceste zone ale județului, zone care au într-adevăr aturi legate de frumusețile naturale, însă mai e mult de investit și aici, e vorba atât despre infrastructura rutieră care să permită turiștilor să ajungă în condiții cât mai civilizate în aceste zone pitorești, zone frumoase, dar, repet, turistul are așteptarea să poată ajunge pe un drum bun acolo fără să fie nevoit apoi să-și ducă mașina în serviciu și într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Dar nu doar infrastructura rutieră e o problemă, sunt probleme legate, de ce să nu recunoaștem, și de infrastructura turistică, de serviciile oferite turiștilor care ajung în aceste zone. Domnul primar este din nou alături de noi și spuneam, domnule primar, că au mai fost încercări în trecut pentru o astfel de asociere legată de aducerea gazului metan. Sperăm, atunci nu s-a avut succes, din păcate, dar sperăm că de data aceasta lucrurile se vor rezolva. Haideți să mergem să discutăm despre proiectele pe care le aveți în derulare. Ați spus foarte bine că există în proiect un nou PNDL, dar există în derulare un PNDL, să spunem, actual. Și din câte știu, aveți și noastră la nivelul comunei câteva proiecte în derulare. Avem modernizare drum comunal 154 Stejaru, comuna Farcașa, în lungime de 3,2 km, un proiect din PNDL 1, care a fost prima mea problemă legată de finanțările prin PNDL, să spun așa. Proiectul a fost început din 2004, s-au făcut indicatorii tehnico-economici în 2004 PNDL 1, dar s-au preluat cu aceiași indicatori tehnico-economici din anul 2004. În anul 2018 n-au mai ajuns bani pentru continuarea lucrărilor, s-a reziliat contractul cu constructorul și a trebuit să o iau cumva de la zero. Am găsit sprijin la domnul ministru Ceche
Atila mi-a acordat finanțare, am actualizat indicatorii, am scos o nouă autorizație de construcție cu avizele necesare. Acum suntem în fază de licitație pentru scoaterea efectiv la lucrărilor de pe drumul respectiv. Da, ați atins iarăși o coardă sensibilă. Sunt astfel de proiecte care din 2004, evident, până în 2018 dacă nu mai adaugă. Nu primeam finanțarea și perioada a fost, proiectul trebuia să fie finalizat până în anul 2020, s-a mărit și termenul cu încă 2 ani de zile. Eu până la anul, în decembrie, trebuie să finalizez acest proiect. Altfel, sunt pus în situația să întorc înapoi Ministerului Dezvoltării undeva în jur de 3 milioane jumătate de lei. O sumă foarte mare pentru comunitatea noastră și de aceea acest proiect este prioritatea zero. Mai avem tot la fel, prin PNDL 2, modernizare de drumuri de interes local în comuna Farcașa, în satul Popești, Frumosu și Farcașa, 4 km de drum. Aici lucrurile sunt în regulă, în proporție de 95% lucrarea este gata. Mai avem doar semnalizarea rutieră și după aia recepția lucrărilor. Așa cum foarte corect spuneați, domnule primar, pentru comunități de genul celei din Farcașa, e o problemă a fondurilor ce pot fi atrase la bugetul local, pentru că economia și posibilitățile financiare, să spunem, ale agenților economici sunt așa cum sunt, nu intrăm în amănunte. De aceea trebuie să vă orientați spre alte surse de finanțare pentru a face totuși acele proiecte pe care comunitatea le așteaptă. Spre ce surse sau avem depuse la CNI un număr de 5 proiecte. Două dintre ele sunt proiecte în primă urgență și sunt de o importanță deosebită. Este vorba de amenajarea torentului Bușmei și reabilitarea altor 3 torenți din comună pentru prevenirea inundațiilor. Am fost zilele trecute la Compania Națională de Investiții, am discutat și mi-a promis doamna director că în perioada imediat următoare tot ce este în primă urgență se va finanța. Vom trece la următoarea etapă, de pe lista sinteză la proiectare și execuție. Licitație pentru proiectare și execuție. E o problemă, au fost probleme mari în 2018, cred că. În 2018, da, într-adevăr, și lucrurile au rămas așa, nu s-a mișcat nimic din 2018. În satul Stejaru și Bușmei au fost calamitățile. Acum, de fiecare dată când primesc avertizare pe telefon, vă spun că nu sunt prea liniștit. Suntem expuși permanent. Până nu o să avem regularizate aceste pâraie, acești torenți, nu o să fie în regulă, nu o să avem liniște. Sigur, în această fază, așa cum a spus și dumneavoastră, puneți pe promisiunile care se fac și nu e la îndemâna dumneavoastră, dar totuși un orizont de așteptare, sau să vă întreb altfel, când considerați dumneavoastră că ar fi rezonabil să fie finalizate aceste amenajări și reabilitări de torenți absolut necesare pentru a nu se mai întâmpla nenorociri, să spunem, în comunitatea dumneavoastră? Pe fata imediat următoare, în maxim 3 luni de zile, au spus că o să treacă de pe lista sinteză, o să fie scos la licitație. După aia, licitația în sine durează undeva la 2 luni de zile. Știți ce dumneavoastră, procedurile, pe SICAP, tot ce ține. Sper să nu avem contestații. După aia, proiectul tehnic mai durează încă 6 luni de zile și execuția lucrărilor propriu-zise undeva 14 luni termen de execuție. Lucrările sunt ample, mai ales la torentul Bușmei, sunt prinse în SF undeva 4-5 baraje, avem un pod, acolo avem o curbă la pârâu, de asta au și fost problemele la 90 de grade. Acum am cumpărat niște teren de la proprietari de acolo și o să meargă torentul direct în râul Bistrița, să nu mai facă acea curbă la 90 de grade, că de acolo erau problemele practic. Spuneați de mai mult, acestea sunt cele două proiecte prioritare. Da. Și mai reabilitare, sală de sport, care tot la fel este proiect matur, inclusiv cu autorizație de construcție, avize, tot ce ține. Mai avem înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în satele Bușmei, Farcașa, Frumosu și Popești. Tot la fel, proiectul este făcut studiu de fezabilitate, avem scoase avize. Acum scoatem avizul de la drumurile naționale. Avem undeva vreo 7 km, mergem exact pe lângă drumurile naționale. Sperăm să prindem această finanțare ca să putem după aia prin PNDL să asfaltăm toate drumurile. Că aș vrea să fac cumva lucrurile, să le prioritizez, să fie făcute cu cap, să nu asfaltez un drum și la anul să vin să tai asfaltul, să-i bag apă, canal sau alte, să fie cumva în ordinea firească. Bun, corectați-mă dacă informația mea este greșită, dar știu că există rețea de canalizare pentru o parte din comunitatea. Da, avem satele Farcașa și Frumosu.
Acum extindere. Nu avem în satele Stejaru, Bușmei și Popești. Și mai avem și aici, în Farcașa, mici extinderi. Dacă prindem această finanțare, o să acoperim toată comuna în proporție de 90% apă și canal. Că sunt case și mai desfirate unde nu putem să ajungem în momentul de față la ele. Spuneți-mi, vă rog, din fonduri proprii totuși reușiți să finanțați proiecte sau toți banii se duc pe cheltuielile de funcționare, ca să zic așa? Din fondurile strict ale comunității merg pe funcționare. În rest, când mai primim de la rectificare bugetară de la Consiliul Județean sau Guvernul României, acei bani mai merg pe investiții. De exemplu, anul acesta avem din fonduri proprii, modernizăm strada Pârâului și a Florilor din comuna Farcașa, cu beton în lungime de aproximativ 1 km, și strada Popeștilor, care a fost asfaltată în urmă cu 15 ani și acum este într-o condiție de degradare, și o să turnăm un covor asfaltic integral pe toată lungimea acestui drum de 3 km din fonduri proprii. Ce am mai făcut din fonduri proprii? Am modernizat și împrumusețat tot centrul comunei Farcașa. Astăzi chiar se montează ultimele panouri, balize reflectorizante cu semne de circulație, flori în centrul comunei. Încercăm să schimbăm puțin fața comunității noastre. Iată, colegii noștri ne ajută cu niște imagini din punctul meu de vedere și nu cred că e doar patriotism local, și eu sunt nemțean, dar cu niște imagini absolut superbe. Zona este una extraordinară și, domnule primar, haideți să discutăm despre turism, că mă gândesc că asta ar fi, din punct de vedere economic, principala posibilitate de dezvoltare a zonei. Da, în momentul de față, într-adevăr, turismul este singura șansă, turismul și agroturismul, adică oamenii să le dea plus valoare produselor pe care le produc în gospodăriile proprii, direct aici la noi. Aici lucrăm acum la strategia de dezvoltare a comunei Farcașa. Avem o luncă, îi spunem noi, lunca lui pădure, care are o suprafață de 20 de hectare. Este o zonă foarte, foarte frumoasă. Acolo aș vrea eu să dezvolt un parc de aventură asemănător. Am fost în Italia, la Gardaland, ceva de genul, cu centri de cazare, cu tabere de copii. Și taberele de copii, locuitorii din comuna noastră au pe acolo livezi, finețe și au bordeie vechi, rustice, și alea să le amenajăm cumva, să vină copiii direct să vadă și cum produc și cum se produce cașul, brânza la noi, să participe niște tabere ceva deosebit cum nu mai sunt la noi în țară. Acum lucrez ca să pot duce în această luncă utilitățile, curentul electric, apă și canalizare. Și după aia să vedem. Aici putem să accesăm niște fonduri prin AFIR, fonduri europene. Problema este la cofinanțare. Din ce am înțeles acum, o să fie o cofinanțare de 30%. Este cam mare, nu avem posibilitate. Dacă nu o să găsim niște pârghii să ne sprijine județul sau Bucureștiul, ne va fi foarte greu să obținem o asemenea finanțare. Sau un împrumut, ceva, că acolo va fi activitate economică, să ne asigurăm să plătim înapoi, să rambursăm și să ne scoatem și profit. Un proiect foarte interesant, vă spun, da. Și aș fi surprins, sau poate nu, dar aș noi fi surprins. Suntem la jumătatea distanței dintre stațiunea Durău, stațiune de schi, stațiune montană, și Vatra Dornei. De câte am înțeles, și colegii de la Borca vor să dezvolte niște domenii schiabile și noi să venim cumva între aceste localități cu altceva. Să vină turistul să stea și la noi o săptămână, că deocamdată și în stațiunea Durău și la noi în zonă este un turist de tranzit, ca să-i spun așa. Adică omul nu vine să stea mai multe zile. Tranzitează, rămâne o noapte, două, și atunci nu este plus valoare. Când turistul o să vină să stea 5, 6, 7 nopți, vorbim despre altceva. Da, vă spuneam că eu aș fi surprins să nu fiți sprijinit pentru a realiza un astfel de proiect de la Consiliul Județean sau de la Guvern, pentru că e un proiect într-adevăr inedit și care se pretează foarte bine caracteristicilor zonei și care în mod cert ar aduce plus valoare. Foarte interesant proiectul și chiar în momentul în care spuneați că veți finaliza strategia, sunt foarte curios să-l văd încropit și să-l mi-l dați și nouă, să-l popularizăm. Cam într-o lună de zile strategia de dezvoltare va fi finalizată. Ați adus în discuție fondurile europene și aici aș vrea să port un dialog cu dumneavoastră legat și de celebrul PNRR și de cât de bine se pliază, să spunem, așa cum arată el, că nu avem forma finală, așa cum arată el acum. Asta vreau
Să vă spun că nu știm exact care va fi forma lui finală. Se aud fel și fel de variante. Fiecare comună între 2.000 și 6.000 de locuitori se spune că va avea o sumă alocată doar pentru comunitatea respectivă. Noi să avem proiecte mature și să atragem, să nu mai avem alți concurenți. Doar că trebuie să avem o componentă digitală, o componentă legată de mediu. Sunt mai multe. Aici eu mă pregătesc și aș vrea să accesez fondurile respective pentru școlile din comună, o grădiniță cu program prelungit, un after school, pentru că și la noi, chiar dacă suntem comunitate rurală, în 90% din cazuri lucrează din aceeași familie și soțul și soția și nu avem pe zonă o grădiniță cu program prelungit sau altceva. Ca să putem să fim eligibili și să ne apropiem de proiecte mature, am dat drumul la școala din comună gimnazială Farcașa la studiile respective, studiul de rezistență, energetic, să le pregătim din timp când o să apară exact sesiunea să putem să depunem pentru finanțare. Aici aș fi curios, domnule primar, dacă aveți, nu știu, în primărie specialiști în întocmirea acestor proiecte. Din păcate nu am în primărie, am o singură persoană care se ocupă de implementare proiecte. În perioada imediat următoare am și modificat organigrama, vreau să-mi fac și un birou specializat doar în atragere de fonduri europene, care să se autofinanțeze, să facem cumva un serviciu în subordinea primăriei. Și din banii care sunt eligibili în consultanță, ei să se autofinanțeze și să ne dezvoltăm, să vedem ce reușim. Aici a ieșit la egală, ca să spun așa, pregătirea noastră de economist. Domnule, să se autofinanțeze, nu angajez alte cheltuieli, trebuie să se autofinanțeze ei. Din păcate, aici trebuie să fim foarte atenți că nu ne permitem și nu știm și în viitor. Noi suntem cumva acum la 3.200-3.300 de locuitori. Dacă, Doamne ferește, ne ducem sub 3.000 de locuitori, asta o să vedem la recensământul populației din anul 2022, va fi o problemă. Se va modifica și organigrama și nu vreau să dau oameni afară. Adică vreau să mențin cum este acum, să nu supraaglomerez organigrama, că nu avem fondurile necesare. Am încercat și am comasat anumite posturi, am dat 4 ore pe un serviciu, 4 ore pe altceva, cumva ca să reușim să ne asigurăm cheltuielile de funcționare. Aș vrea să vă întreb de asemenea, evident, o comunitate cum este cea pe care o administrați dumneavoastră, așa cum ați și spus, trebuie să aibă o relație absolut corectă cu ceea ce înseamnă conducerea județului și cu conducerea administrației centrale. Și aș vrea să vă întreb dacă aveți uși deschise, dacă există disponibilitate la dialog și de ce nu și ajutor care să se concretizeze în urma dialogului. Da, legat de Guvernul României, permanent am avut uși deschise, chiar am primit anumite finanțări, sume de bani, este în regulă. La Consiliul Județean și aici am discutat, după cum se știe, nicio comună din județul Neamț încă nu au fost alocați bani de la Consiliul Județean. Sperăm că în perioada imediat următoare, la rectificare de buget, să primim fiecare comunitate în funcție de locuitor, de nevoie, să se împartă, să fie cumva bugetul împărțit echitabil. Spuneți-mi, vă rog, spuneați sigur la recensământ, nu ne dorim să se întâmple acest lucru, să ajungă sub 3.000 de locuitori, dar aici explicați-mi de ce e vorba despre vârsta înaintată a celor care locuiesc în Farcașa sau problema pe care o au toate comunitățile și nu doar rurale, faptul că se pleacă mult din țară. Deci pot să spun că ambele variante, și populația foarte îmbătrânită și tinerii noștri care pleacă la muncă peste hotare. Acum, din cauza pandemiei, anul 2020 și jumătatea anului 2021 n-au reușit să mai vină în țară să-și înscrie copiii născuți în afară să-i înregistreze și la noi. Și aici este o problemă. Până acum veneau o dată pe an și înregistrau copiii, adică ne-au ajutat și pe noi la recensământ. Sperăm să vină să înregistreze copiii în continuare și la noi în România. Dar cum facem, domnule primar, deci, că sunteți un primar tânăr, cum facem să nu mai plece tinerii din România? Păi dacă trăim condiții, tinerii nu pleacă neapărat în afară doar pentru bani. Este și alt stil de viață, sunt și alte condiții. Dacă noi reușim să implementăm proiecte și la nivelul localității noastre și la fel în tot județul și în toată România, tinerii nu o să mai plece. Dacă o să aibă aici grădiniță cu program prelungit, locuri de muncă, centre spa ca să ducă copiii la not, centre de echitație, o să rămână, o să se lege pe zonă comunitățile. Dacă noi nu ne dezvoltăm, nu creăm locuri de muncă, din păcate o să plece, că nu le oferim, nu suntem atractivi pentru ei. Și noi, mai ales Moldova,
suntem o pepinieră de forță de muncă și pentru și în interiorul nostru, pentru Cluj, pentru București. Ne pleacă tinerii la universități acolo, doar 30% dacă se mai întorc înapoi, în rest rămân acolo. Și aici trebuie gândit și gura noastră de oxigen și salvarea, din punctul meu de vedere, este autostrada despre care se vorbește de atâția ani de zile și nu se mai începe construcția ei efectiv. Odată ce Autostrada Unirii, A8, da. Odată ce autostrada va trece chiar la comuna noastră vecină, Poiana Teiului, deja va fi o gură de oxigen. Pot să vină și întreprinzători străini să investească într-o fabricuță mică, în ceva. Vorbim despre dezvoltare. Dacă avem infrastructură, ne dezvoltăm. Am fost zilele trecute într-un schimb de experiență în comuna Ciugud. La ei este altceva. La ei se vorbește doar despre proiecte smart, dar noi, din păcate, nu avem baza, talpa, cum v-am spus și mai devreme, nu avem condițiile secolului. Nu avem apă curentă, canal, ce să vorbim despre programe smart, digitalizare. Abia când o să le aducem pe astea la zero, după aia, acolo este altceva. Cetățenii nu merg în primărie pentru certificat de urbanism, pentru adeverințe. Au fiecare cetățean un card, se loghează și le listează direct de acasă. Dar ca să pot să facă și la noi lucrurile astea, trebuie să fie intabulate toate terenurile. Este foarte, foarte mult de lucru ca să ajungem la același nivel. Este un decalaj foarte mare între comunitățile de la noi și comunitățile din alte orașe. Da, și asta e decalajul, da. E evident și la nivel, da, național. Și din păcate, la gândirea care este acum prin PNRR și prin programele, comunitățile bogate aia se dezvoltă mai tare, comunitățile sărace mai tare se afundă. Ar trebui găsit cumva să se reducă din acest decalaj. Niște și în exercițiile financiare europene am avut o componentă, era foarte importantă, acele fonduri de coeziune, care tocmai asta ar fi trebuit să facă, să aducă cumva la același nivel comunitățile. Nu s-a reușit, ați observat foarte bine acest lucru. Dar vreau să vă întreb, apropo de Autostrada Unirii, că vreau să insistăm, e foarte importantă, s-a vorbit foarte mult de ea și din păcate nu avem încă. Avem și o lege și autostrada tot nouă. Da, da. Care e pronosticul dumneavoastră și care e așteptarea și unde credeți dumneavoastră că s-a blocat un proiect atât de important pentru Moldova? În primul rând, proiectul s-a blocat datorită birocrației. Permanent se găsesc fel și fel de specii, de păianjeni, de urși, de nebunii. Ce am văzut acum prin PNRR, să se înceapă capetele autostrăzii Iași-Leghin, și aici este și termen de finalizare foarte strict, și dacă nu se respectă termenul până în 2026, se vor da banii înapoi. Deci până în 2026 zic că se va construi acest tronson, având, dacă nu mă înșel, undeva în jur de 100 de kilometri, și după aia urmează porțiunea cea mai greu de realizat, străbaterea munților. Nu știu ce să zic, în 2030-2032 ca termen de un pronostic pentru realizarea întregului tronson. Dar măcar, având în vedere la cum s-au mișcat lucrurile în 31 de ani, ar fi prea, prea frumos să fie gata în 2026 și capătul acesta de 100 de kilometri. Da, eu sper să nu fiți optimist exagerat, cum s-ar spune, și să se întâmple așa cum spuneți dumneavoastră. Și să mai spunem un lucru, că nu trebuie neapărat așteptată finalizarea autostrăzii, că dacă se văd lucrurile că se mișcă și înaintează, investitorii exact deja își vor face clar. Să vedem niște utilaje, să vedem că s-a emis o autorizație de construcție, că se pornesc lucrurile odată mișcate din loc, atunci avem și noi putem fi mai optimiști. Da, și asta spuneam, investitorii deja ar putea să vină spre zona respectivă, pentru că ei așa își fac în mod normal și firesc planuri, nu de pe azi pe mâine, ci acei investitori serioși își fac planuri pe termen mediu și pe termen lung pentru corect, a avea succes. Corect. Revin puțin către comunitatea din Farcaș. Din informațiile pe care eu le-am, vă rog să mă corectați dacă sunt greșite, majoritatea au lucrat în mină la Crucea. Da, mina de uranul de la Crucea, da. Și ei cumva au ținut, au dat și viață comunității. Au ieșit la pensie la o vârstă fragedă, adică la 3, de exemplu, tatăl meu a ieșit la pensie undeva la 36 de ani. Are acum 56 de ani, se bucură de pensie de 20 de ani. Și pensiile, vă spun că sunt chiar în regulă. 3.000 și ceva de lei, 4.000 de lei se învârte o pensie de la mina de uranul de la Crucea. Și pensionarii respectiv au dat viață comunității noastre. Din păcate, mina a intrat într-un proces de conservare, se va fi închisă. Avem promisiuni, a ieșit pe post domnul ministru al economiei și au spus că iau în calcul deschiderea minei de uraniu de la Grinț Ieș.
acolo va fi o exploatare de suprafață. Problema în momentul de față va fi forța de muncă. Dacă tinerii noștri și oamenii plecați peste hotare nu se întorc înapoi în țară, va fi foarte greu ca să asigurăm undeva 300-400 de locuri de muncă la mina de uraniu de la Grințieș. Aș vrea să insistăm aici, domnule primar, și mă bucur că ați adus în discuție acest subiect. Noi, cei de la News Moldova, vrem să facem chiar un subiect separat, un articole de presă separate pe acest subiect. Dar spuneți-ne noastră de acolo, de la locul faptei, să spun așa, cum arată aceste promisiuni? Că până la urmă, astfel de promisiuni că va fi redeschisă mina de la Grințieș și au mai fost și în anii din urmă. Acum vi se par mai consistente, vi se par credibile, sigur avem și situația. Dacă se vrea să se mențină în continuare complexul de la Feldioara sau tot ce este legat de procesarea uraniului, obligatoriu trebuie să se deschidă mina de la Crucea, de la Grințieș. Dacă nu, automat se vor duce toate, se va închide peste tot. Pentru noi este extraordinar dacă se va deschide mina de la Crucea pentru zonă. În primul rând, cum v-am spus, se creează locurile de muncă, se leagă zona. Doar că și aici mai este, se bat cap în cap mina de la Grințieș cu stațiunea Dureu și cu turismul. Oamenii o să fie sceptici că este uraniu, că se exploatează în jur. Adică trebuie găsite căile cele mai în regulă. De altfel, și principalele discuții și când funcționa mina de la Crucea și cea de la Grințieș erau legate, într-adevăr, de problema asupra mediului. Mai este, trebuie găsit transportul uranului, pe unde se face, pe ce drum, pe ce traseu, trebuie să îndeplinească niște condiții. Sunt fel și fel de discuții. Provocări de mediu legate și de acele halde de steril? Da, exact. Strict pentru zona noastră ar fi un lucru extraordinar. Dacă s-ar deschide această mină, împreună cu turismul se va dezvolta zona. Avem și lacul de acumulare Izvorul Muntelui, care are un potențial fantastic. De la an la an crește numărul embarcațiunilor. Sperăm să fie în regulă, să ne dezvoltăm așa cum trebuie. Întrebarea era, deci, legat, sigur, marea majoritate au lucrat la mine la Crucea, dar care sunt alte surse de venit pentru membrii comunității? Exploatarea lemnului, mai sunt gatere, prelucrare primară, dar din păcate doar cam 30-40% se prelucrează primar. În rest pleacă în formă brută, lemn rotund, pleacă la mari procesatori. Mai sunt subvențiile în agricultură, fiecare gospodărie cred că are un număr de 2, 3, 5 hectare de fâneață, iau subvențiile respective. Agricultura de semne subsistență, creșterea bovinelor, ovinele. Cam astea sunt în general principalele obiecte de activitate a locuitorilor de la noi din zonă. Aici vreau să fac din nou apel la formațiunea dumneavoastră de economist și să vă întreb cum vedeți dumneavoastră și cum am putea să rezolvăm acea problemă, că noi exportăm de multe ori sau nu prelucrăm resursa brută și plus valoarea se duce în altă parte. Adică cred că sunteți de acord cu mine că se întâmplă în România situații în care noi exportăm resursa brută și apoi cumpărăm produsul finit și pierdem bani în mod evident. Adică exportăm cu mai puțin bani și importăm cu mai mulți. Corect, pe noi dăm lemnul brut și aducem înapoi scobitori, mobilă și alte lucruri. Ar trebui făcut aici în zona o fabrică de procesare a materialului lemnos, să plece produsul finit. Iarăși creăm locuri de muncă, merge economia locală și la noi la comunitate. Cu cât avem mai mulți agenți economici, cu atât și bugetul ne este ridicat. Ni se întorc poate defalcate TVA și alte lucruri de care beneficiază comunitatea noastră. Tot la fel, trebuie gândit cumva pe zonă și au avut un proiect cei de la Agenția Zonei Montane din România, dacă nu mă înșel, ca la fiecare comună sau la două, trei comune să existe un abator mobil, o fabricuță de procesare a lactatelor, ca tot la fel să se proceseze exact la noi și turistul care vine să le mănânce direct. Atunci îi dăm plus valoare, atunci legăm în adevăratul sens al cuvântului. Da, și trecem de la, așa cum foarte corect a spus, agricultura de semisubzistență la deja o agricultură mult mai performantă. Domnule primar, sigur, tinerețea este de cele mai multe ori un atu și dumneavoastră poate aveți mai multă răbdare decât cei care au o vârstă mai înaintată. Dar când credeți că vom reuși să vorbim despre aceste proiecte finalizate în România?
că nu prea mai avem timp sau unii nu prea mai au timp să le aștepte. Nu trebuie să mai batem pasul pe loc. Dacă mai trec cel puțin 4-5 ani de zile de momentul de față și nu se mișcă nimic, nu prea mai avem o cale de întoarcere. Trebuie să fructificăm, să exploatăm la maxim toate resursele pe care le avem, să ne axăm pe toate liniile de finanțare și lucrurile astea degeaba le face o singură comunitate dacă nu se leagă toate comunitățile din jur. Și fie, cum v-am spus și mai devreme, adică noi facem fabricuță de procesare a lactatelor, comuna Paina Teolo sau Borca să facă un abator mobil, adică să legăm lucrurile între ele. Există un astfel de dialog cu primarii, între dumneavoastră da, și primarii? Da, chiar există un dialog extraordinar și primarul la comuna Ceahlău, Grințieș, Poiana Teiului, Borca, chiar dacă avem culori politice diferite, noi încercăm cumva să ne închegăm, să atragem cât mai mulți bani și investitori în zona noastră, ca să ne putem dezvolta la adevărata valoare, că potențial avem maxim. Trec și spre niște întrebări, dacă pot să le spun așa, mai personale, domnule primar, fiindcă am o curiozitate și sunt convins și că cei care ne urmăresc au aceeași curiozitate. Dacă nu greșesc, la 31 de ani ați... La 31 de ani, da. Felicitări încă o dată. Și în anul 2016, atunci am scos un număr de 5 consilieri locale, am pierdut la 100 de voturi. Vin din mediul privat, am fost director la o subunitate a Metropoliei Moldovei-Bucovine din stațiunea Dorău, un complex hotelier la Centrul Cultural Pastoral. De acolo am făcut pasul în politică, lucrurile sunt total diferite. A fost o perioadă de acomodare, dar încet, încet se leagă lucrurile și oamenii au nevoie să vadă cât mai multe proiecte, să dăm drumul la dezvoltarea propriu-zisă. Sunt din 2017 și vicepreședinte la Biroul Politic Județean de la județ. Acum, la alegerile care urmează sâmbătă, tot la fel candidez pentru un nou mandat de vicepreședinte. Bun, eu vreau să vă întreb ce v-a determinat să intrați în politică, să faceți pasul dinspre mediul privat înspre politică la o vârstă, la tinerețe, ca să spun așa, iertați-mi plus chestia. Am fost nemulțumit de cum au evoluat lucrurile în comunitatea noastră și nu numai, exact cum discutam și adineauri. Tinerii, colegii mei de liceu, de facultate, în proporție de 80% au plecat peste hotare sau la noi în țară, în orașe dezvoltate. Și chiar mi-am dorit să văd dacă pot să-mi aduc aportul să dezvoltăm comunitatea noastră ca tinerii să rămână aici în zonă. Dacă nu se poate, măcar să răspund la oameni exact care au fost blocajele, unde și nu mai candidez pentru următorul mandat. Dacă nu reușesc să dezvolt, să realizez ceea ce mi-am propus, nu o să mai candidez, dar sper cu sprijin și cu ajutor să dezvoltăm comunitatea din care fac parte și tinerii să rămână aici, la ei acasă. Ați spus că în momentul în care ați făcut trecerea dinspre mediul privat înspre mediul politico-administrativ, lucrurile au arătat cu totul și cu totul altfel, dacă rețin eu bine, poate n-am citat chiar exact. Care erau diferențele? Păi legat și de buget, în mediul privat, dacă aveam banii în cont și aveam de făcut o investiție, o puteam realiza aici, în cadrul comunității. Dacă nu am făcut bugetul foarte bine argumentat de la început, nu pot să iau bani de pe un capitol, să-i duc în alt capitol decât la rectificare bugetară. Am fost la început, mi-am creionat bugetul pe 2021, acum aștept să fac rectificarea chiar pe 1 iulie, mâine am ședință de Consiliu Local să rectific, să iau, ca să putem să-mi asigur cofinanțarea la proiectele pe care le am. E diferită contabilitatea publică de contabilitatea privată aici și dacă aparatul de specialitate al primarului nu este ok, atunci avem foarte multe de tras. Nu numai aparatul de specialitate. Mă gândesc că apoi urmează votul în Consiliul Local. Nu de puține ori să face și o poziție de dragul opoziției. Avem o poziție, dar în linii mari consilierii locali de la toate formațiunile politice au înțeles că scopul nostru comun este să dezvoltăm această comunitate. Nu avem de desubturi, nu avem nimic de ascuns. Permanent am dezbatere publică, am ședințe pe comisii, discut cu fiecare consilier, le argumentez, venim cu și în linii mari totul funcționează ok, este în regulă. Vreau să știți, nu știu în ce măsură vocea primarilor din comunitățile rurale sau din cele urbane mici este ascultată la nivel central și ăsta e un lucru greșit dacă nu se întâmplă, pentru că de la firul ierbii ar trebui să-și ia domnii care fac administrație la nivel central informațiile și pentru problemele
din comunități să găsească soluții, că altfel ne trezim că să fac legi sau reglementări din pix la București și ele nu se potrivesc deloc cu ceea ce se întâmplă în teritoriu. Am mai avut situații în anii din urmă, sper să scăpăm de boala asta. Și revenind de astea, trebuie să avem o legătură, o relație foarte bună cu parlamentarii noștri din zonă, să le duc permanent, să le transmitem ideile noastre, exact cum funcționează lucrurile, și din păcate de foarte multe ori apar niște legi care sunt făcute efectiv din birou, care nu pot să fie implementate în teritoriu. Aici să vedem cum se găsește relația de colaborare. Până acum, în cele 7-8 luni de mandat, am avut o relație foarte, foarte ok cu parlamentarii noștri. Bun, și întrebarea mea, și aș reveni către acel proiect extrem de important pentru comunitatea pe care o administrați, amenajarea torentului Bușmei. Ați spus că să sperăm că nu o să apară contestații și foarte corect ați spus, pentru că am avut experiențe în România și chiar în Neamț când aceste contestații au întârziat chiar cu ani. Exact, dar mai ales dacă se ajunge cu contestația în instanță, se poate întârzia chiar, cum ați spus dumneavoastră, un an de zile maxim. Cum rezolvăm această problemă? Din câte am înțeles, se va modifica legislația în vigoare și persoana care face contestație la licitație, dacă nu are argumente, dacă nu câștigă, o să trebuiască să ramburseze, să dea înapoi o sumă de bani. Când face contestație, trebuie să fie foarte bine argumentată și să aibă documente și dovezi în spate. Dacă se face contestație doar de dragul de a se face, să plătească o sumă de bani, ceea ce este în regulă, ca să nu se întârzie proiectele noastre. Din câte am înțeles, CNI-ul în perioada imediat următoare o să delege la fiecare UAT să se ocupe de licitația în sine, pentru că ei nu au personal foarte mult, și după ce se face licitația să predăm iarăși documentația să ocupe ei de implementarea proiectului în sine. Bun, asta ar însemna, să zicem, nu o pasare, o delegare, să zicem, a unor... Delegare, exact, da. Sunt 8300 de proiecte la nivel național depuse prin CNI, dintre care 210 prin lucrări în prima urgență. Și toți angajații CNI-ului, nu știu dacă însumează undeva în jur de 30 de persoane, adică efectiv nu au timpul fizic să se ocupe de toate licitațiile. Deleagă la fiecare UAT și după aia ei se ocupă de implementarea în sine a proiectului. Acum, domnule primar, întrebarea este: UAT-urile sunt capabile la rândul lor să preia aceste atribuții, responsabilități, să le spunem? Strict vorbind de Comuna Farcașa, am personal specializat pe achiziții și noi aici ne descurcăm, este în regulă. Domnule primar, dacă ar fi să găsiți, să spunem, suntem spre finalul emisiunii, și dacă ar fi să găsiți, să spunem, două sau trei aturi, elemente de forță pentru comunitatea pe care o conduceți, dar vă rog să ne anunțați și două, trei puncte sensibile ale comunității. Pe două, trei aturi, putem să spunem, poziționarea pe care o avem noi aici și legat de turism. Trebuie să fructificăm la maxim aceste lucruri. Legat de minusuri în comunitate, distanța foarte mare de la un oraș, distanță mare de la o gară, și în ghidurile de finanțare anterioare, lucrurile astea adunau un punctaj consistent. Și din punctul ăsta de vedere, noi nu am putut să accesăm fonduri europene în comunitatea noastră. Bun, de aici a apărut și decalajul, de altfel mă gândesc că despre care vorbeam, că în momentul în care ai gară și poți să accesezi, am dat un exemplu, să ai un punctaj mai mare și accesezi proiect după proiect, dezvolți comunitatea. Ce te faci cu o comunitate care, iată, sesizați că ar fi o schimbare de mentalitate, că pare foarte evident că trebuie să existe o astfel de schimbare de mentalitate. Ea se produce? Deci se produce, dar să știți că nu cum așteptam eu. Se produce așa într-un ritm mai încet, mai scăzut, dar se produce, adică este vizibil. De la lună la lună oamenii văd altfel lucrurile. Dar eu mă așteptam să fie mai galopantă această schimbare de mentalitate. Normal, veniți din mediul privat, acolo nu prea stai, sau dacă stai să întâmple lucrurile la un moment dat. Exact, dacă nu avem rezultate, nu avem profit, nu avem randament, nu putem să fim competitivi pe piață. În schimb, din coace la funcționare e un pic mai delicat. Da, credeți că o să reușim să schimbăm și aici mentalitatea la funcționari și să-i trecem cumva în același spirit competitiv ca la privat? Din punctul acesta de vedere, în mandatul acesta de primar, o să am 4 persoane care îmi pleacă la pensie. O să se schimbe cumva aparatul de specialitate. Sper să vină tineri bine pregătiți, tineri care să fie deschiși la nou,
ca să putem într-adevăr să implementăm tot ce avem în plan. Dar am avut anul trecut un concurs pe stare civilă, au fost 17 candidați, spre surprinderea mea, foarte, foarte slab, foarte slab pregătiți. Tineri cu facultate, tineri cu... Am modificat în statut la organigramă, nu vreau să mai scot niciun post la concurs pentru persoane care nu au studii superioare. Ca să putem să facem performanță, trebuie să avem oameni bine pregătiți în funcțiile cheie. Și din 17 candidați la concurs, doar două persoane au luat peste 5, alea la limită, 5.05 și 5.25. Eu am zis că este pentru mine, că se schimbă aparatul de specialitate, vin persoane pregătite, aveam un plus valoare, aveam un atu, un as în mânecă. Dar când văd acum că, din păcate, nu este la ceea ce mă așteptam, am la anul, îmi pleacă doamna contabilă la pensie. Postul de contabil este un post foarte, foarte greu într-un OAT. Dacă nu avem o persoană bine pregătită, o să fie probleme. Și la postul de contabil trebuie persoană care să aibă minim 7 ani de zile vechime, consilier principal. Ne va fi greu. O perioadă cred că o să deleg aceste servicii la perioada când se organizează concursul, să vedem ce persoane o să vină, cine se va înscrie. Foarte interesant ceea ce spuneți, pentru că mărturisesc percepția din afara sistemului e drept. Percepția e că aceste posturi la buget, cum se spune, dar e fără răutate, sunt vânate și că există foarte mare cerere, ca să spun. Ar vrea foarte mult să se angajeze la buget. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, la un post de consilier debutant am avut 17 candidați pe post. Da, dar problema e legată de pregătirea. Adevăr, lasă de dorit. Și aici, că tot spuneați de domnii parlamentari și de domnii care pot lua decizii la nivel central, poate iată, le vine vreo idee să facem, nu știu, dedicat, da, pe bune și de calitate, o structură educațională care să furnizeze că, iată, la nivel de primărie e nevoie de oameni bine pregătiți care să fie angajați. Să fie o corelare între piața forței de muncă și efectiv posturile care se scot la universități. Dar, din păcate, toate universitățile scot posturi foarte multe pentru bani. Să aibă buget, să-și asigure continuitate, nu interesează că piața de muncă nu îi atrage. Termină facultatea și trebuie să plece ca să lucreze ca muncitor în afară sau altceva. Aveți perfectă dreptate aici. Au mai fost niște încercări timide, dar din păcate în aceleași zone pe care ne uităm și noi în Ardeal, în Transilvania, ne uităm așa cu invidie. Acolo s-a mai încercat și s-a reușit să se facă lucruri frumoase cu acel învățământ dual, tocmai pentru a pune în corelare. Chiar am văzut, am vizitat cei de la Bosch, au foarte bine pus la punct un sistem. Ei văd exact câte locuri de muncă au, pe ce specializări, și în colaborare cu Ministerul Educației și cu Inspectoratul Școlar Județean de acolo, au foarte bine pus la punct un centru din ăsta de învățământ dual. Da. S-ar putea și la noastră și sau în general pe Valea Muntelui să se facă un astfel de lucru. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile la întrebări. Ca să închem așa într-o notă mai veselă, am reținut din ceea ce a spus dumneavoastră că dacă nu veți reuși să realizați proiectele, nu veți mai candida. Eu îmi doresc să ne reîntâlnim și să discutăm despre proiecte realizate și despre faptul că veți continua cariera politico-administrativă, dar ține numai de dumneavoastră până la urmă. Să dea Dumnezeu. Dacă o să avem rezultate, bineînțeles că o să continuăm. Dacă rezultatele o să fie, să se lase așteptat, nu are rost să mai... Dar sper că o să reușim să dezvoltăm comunitatea noastră, să o ducem acolo unde este locul. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine și sănătoși, să depășim și perioada aceasta mai delicată legată de pandemia de COVID. Vă mulțumesc, domnule primar, nou cu ajutorul colegilor de la Tehnic. Am să mulțumesc și sponsorilor care au făcut posibilă această emisiune: Palace, Arcadia, Antibiotice, Chimotica, Pharma, Hidroplasto, Clinart, Suceava și Ritmic. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de News Moldova până la următoarea întâlnire. Eu vă doresc multă sănătate!